Bună seara! Așa cum v-am promis, continuăm discuția noastră și în această seară. Dar înainte aș dori să vă spun două lucruri. Eu nu sunt un avocat, deci țin să precizez acest lucru. Am avut o discuție cu Emanuel și i-am comunicat acest lucru. Eu sunt un fost sindicalist care continuă, ieșind la pensie pe caz de boală, continuă aș face menirea, zic eu, informând în continuare printr-o asociație legal recunoscută de către Agenția de Reintrate și înscrisă în albă de asociație. Ce vreau să vă spun? O iau și ca glumă un pic, haideți să și râdem un pic, să zâmbim, nu să râdem. Eu am fost foarte uimit astăzi. De ce spun acest lucru? Îmi permit să spun acest lucru. Vedeți dumneavoastră, venind în studio, este logic că locuiesc un pic mai departe de studio și directorul acestei televiziuni m-a condus la actualul domiciliu, să spunem așa. A rămas uimit de faptul că îmi dau seama totuși că într-adevăr ține foarte mult la România, nu fiind în posesia unei mașini, nu italiene, unei daci d-astră. Chiar am făcut o glumă pe seama asta. Și e de apreciat totuși. Un italian să circule cu o Dacia Duster în loc de Fiatul lui, e bine și asta. Oricum, haideți să începem. În primul rând, cum spuneam în această după-amiază, atașații cu probleme de muncă de pe lângă ambasada României, cei doi, Mirela Videa și domnul Sferloagă, au făcut o cerere către inspectoratele muncii din Italia și au ajuns la un rezultat, din punctul meu de vedere, deosebit. Ce înseamnă asta? Înseamnă o posibilitate de a face denunțul în limba română. Deci, richesta de interventul inspectivo, cererea pentru efectuarea unui control, se poate face, sunt niște formulare speciale la fiecare DTR sau un inspectorat al muncii, cum vreți să-i spunem, în care dumneavoastră puteți să completați acest formular în limba română. Atenție, acest formular nu se utilizează pentru a contesta o concediere. Pentru contestarea concedierii trebuie să urmăriți procedurile indicate pe pagina Inspectoratului Național de Muncă dedicate contestării concedierii. Este simplu, cum e scris și în italiană și în românește, dumneavoastră știți foarte bine, acest formular trebuie transmis către Inspectoratul Teritorial de Muncă, competent din provincia în care se află la locul de muncă persoana respectivă sau lista sediilor teritoriale poate fi consultată de la un link care vi se dă aici. Deci nume, prenume, numărul de telefon, rezidența, numele datorului de lavoro, codice fiscal azienda, indiriciul legal al acelei firme, sedea operativă unde are loc, unde firma își desfășoară activitatea, și așa mai departe. După aceea aveți de continuați cu tipologia raportului de muncă, aveți mai multe căsuțe, posibilitatea să le bifați, eu știu, la ca salariat, munca pe care o faceți, pe durată nedeterminată, pe durată determinată, cu termen, muncă intermitentă la solicitarea angajatorului, un part-time orizontal, part-time vertical, acesta e divers un pic, muncă accesorie prin voucher, prestare de activitate ocazională, muncă prin agentul de muncă temporară, muncă autonomă efectuată ca titular de partidă IVA sau alte specificații. Puteți să cereți regularizarea raportului de muncă dacă a fost în negru, indicată perioadă, locul de muncă. Deci este un pas important din punctul meu de vedere această cerere pentru efectuarea unui control. Mulți ne ferim pe considerând că riscăm să pierdem locul de muncă dacă facem un denunț. Este adevărat, se poate pierde locul de muncă, vorbesc numai la asistentele familiare, dar în restul angajaților, restul categoriilor de muncă, e dificil a pierde locul de muncă printr-un denunț. Terminând acum cu richesta de intervenție, haideți să discutăm un alt lucru, pentru că, după cum dumneavoastră bine știți, în ultimele zile s-a modificat contractul de muncă al fostelor badante, actuale asistente familiare, eu le spun asistente familiare din 2012, de când am început această emisiune. Dar aș dori să vorbesc în primul rând de Casa Colf. De ce? Casa Colf este un organism paritetic care este compus din 50% din
asociațiile care reprezintă angajatorii Fidaldo Domina și 50% de asociațiile sindicale, Filcamp și GEL, Fiscat CIS și UIL Tux e Federcolf. Practic, Casa Colf este o asigurare pe care angajatorul are obligația și responsabilitatea de a înscrie și a înscrie angajatul la Casa Colf. Înscrierea începe în prima zi a trimestrului, pentru care începe vărsarea contribuțiilor în mod regulat și continuu. Contribuțiile sunt plătite de angajator, iar contributul de calcul pe fiecare oră este egal, e bine să ascultați cu atenție, cu 0,03 euro, care se împarte în două, se împarte în felul următor. 0,02 este partea angajatorului și 0,01 partea angajatorului. Pentru a avea dreptul la servicii, este necesar să se ajungă la o sumă minimă de cel puțin 25 de euro anual. Deci trebuie să aveți un an, cel puțin un an de muncă complet, 4 trimestre. Pentru a putea fi atinsă, există și posibilitatea de a se vărsa o cotă integrativă de 0,03 cenți. Deci se poate crește această plată pentru a reuși a face 25 de euro mult mai repede. Vocea din fluturalul de salariu, o găsiți, este bine să vă uitați mereu, un F2, unde vedeți scris F2, înseamnă că dumneavoastră sunteți înscriși la Casa Colf. Cota de 25 de euro se poate considera și cu mai multe contracte de muncă, part-time, pe care au fost vărsate contribuții. Deci vorbim de part-time. Neplata unui trimestru pe motive de boală, accident de muncă, maternitate sau șomaj, nu întrerupe contribuția, dar aceste situații trebuie documentate. Muncitorii care ating cota vărsată de 25 de euro de contribuții au dreptul la următoarele servicii sanitare: internare, convalescența și tichetul sanitar. Plata zilnică de 30 de euro în caz de internare pe o perioadă de maxim 20 de zile pe an, valabil și în internarea în day hospital. Plata zilnică de 30 de euro pe maxim 15 zile pe an pe o perioada de convalescență determinată de o internare precedentă. Este necesar certificatul medical de la medicul de familie și cartela clinică. Plata cheltuielilor tichetului sanitar de maxim 300 de euro, excluse vizitele generice, examene de laborator, analize ematice și medicamentele. Pentru formele oncologice, avem un telefon în linie, 2 secunde, rog să mă aștepte, plata zilnică este de 30 de euro. În caz de internare în spital, pentru maxim de 30 de zile pe an. Plata zilnică de 30 de euro se extinde pentru alte 30 de zile pe perioada de convalescență în urma internării avută. Rambursarea de 500 de euro pe persoană în an civil pentru tichetele sanitare efectuate pe lângă structura Serviciului Național sau acreditate de structura Serviciului de Sănătate. Bună seara! Cum vă numiți? Bună seara, domnul Radu! Cum vă numiți? Niculina Irimia sunt, de la Santa Marinea la Civita Vechea. Spuneți, doamna Niculina. Domnul Radu, eu vreau să vă întreb, o prietenă de-a mea a început un serviciu acum la Santa Marinea, la de 3 săptămâni la o familie. La o familie cu o persoană cu un Alzheimer mult brutu. Persoana datorul de lavoro, datorul de lavoro spune așa, zice, eu îi pot oferi 920 de euro al mesii. Vă rog să repetați, pentru că nu prea vă aud bine, ultima parte. Deci, ce spune datorul de lavoro? Datorul de lavoro a spus așa, eu pot să-i ofer 920 de euro al mesii și 54 de ore săptămânale, dar din astea ea trebuie să plătească 20%. Pentru ce trebuie să plătească ea dacă el nu o pune integral în regulă? Doamna Niculina. Da, vă ascult. Situația este în felul următor. Angajatorul nu poate oferi cifra care vrea el. Angajatorul trebuie să respecte un contract național care a fost semnat, modificarea acestui contract național. Nu am nimic acum să tratează. Acum noi tratăm deci, cu el. A fost semnat acum de curând. La CS, categoria CS, eu acum nu știu, doamna, cu ce persoană lucrează. Autosuficientă sau non-autosuficientă? Păi nu, e o persoană care rupe
design de pe ea, un ansam e mult brut, o iei sub toți în critică, nu doar la noapte, e cum un măcel. Deci CS, 54 de ore, practic înseamnă o persoană non-autosuficientă, un CS care este de obligatoriu până la 1 ianuarie de 984 de euro. Da. De la 1 ianuarie, atenție, de la 1 ianuarie, da, crește, două secunde, atâtea artii am pe masă asta încât am uitat, scuzați-mă, de la 1 ianuarie va crește cu 12 euro, va ajunge la 997 de euro. Ce se întâmplă? Aha. Doamna nu are de ce să verse 20%, pentru că nu. Doamna varsă doar partea ei de contribuții trimestrial, la 54 de euro, dacă nu mă înșel eu, este între 50 și 60 de euro, la un trimestru 50 sau 60 de euro. Deci nu ceea ce... Eu nu vreau sincer să vă spun, i-am spus, domnule, eu banii ăștia pentru prietena mea, nu las idei, pentru că serviciul este foarte greu și trebuie să-i plătiți dumneavoastră, pentru că nu ați spus acum 1200 sau cum se pune la categoria C. Unde locuiți, doamna Nicolina? Sau unde locuiește prietena dumneavoastră în Italia? Locuiește acolo cu o bătrână. Vorbesc de localitate, doamna Nicolina. Santa Marinela. N-am înțeles, repetați? Santa Marinela, Cinta Vechea. Santa Marinela. Doamna Nicolina, de ce nu o trimiteți pe prietena dumneavoastră? Da. Pentru un control, nu pentru altceva. La un sindicat din zonă, vorbesc de un sindicat. Am fost la Cinta Vechea, la CGL, și mi-a spus domnul de la CGL, a spus, doamnă, la salariul de 1980 de euro și cu 54 de euro la săptămână, ei nu trebuie să mai plătească nimic, trebuie să plătească ei contribuțiile. Perfect, exact același lucru care vă spun și eu acum. Da, vă mulțumesc din suflet, domnul Radu. Doamna Nicolina, singura rugăminte a mea, asta e valabilă pentru toată lumea. E bine să nu vă lăsați pentru acest tip de oferte, să nu lăsați... Nu, păi eu tocmai de asta că mi-a zis, dar și dumneavoastră, cine sunteți? Sunteți avocat aici? Nu, eu nu sunt avocat. Eu sunt 20 de ani și nu-l las ca să fie profit în anul ăsta. Bine, doamna Nicolina, vă mulțumesc frumos pentru intervenție. Nu, eu vă mulțumesc din suflet, o seară bună, toate cele bune, să auzim de bine. Bine, doamna Nicolina. Bună seara! Continui să citesc ceea ce spuneam despre Casa Colf. În cazul intervențiilor chirurgicale grave, muncitorul are dreptul la o garanție de 1000 de euro pentru a acoperi cheltuielile suplimentare, rambursarea cheltuielilor pentru tratamente terapeutice în valoare de 250 de euro. Pentru fiecare eveniment, rambursarea cheltuielilor în urma unui certificat de pronto soccorso. Înscriși la Casa Colf au dreptul la un serviciu sanitar extra oferit de Unisalute. Unisalute prevede pachetul de prestații odontoiatrice particulare de prevenire, poate fi folosit odată pe an în structurile sanitare convenționate. În această categorie intră și implantul și relativele coroane fixe. Disponibilitatea anuală este de 1.800 de euro în cazul a 3 implanturi, 1.200 de euro în cazul a 2 implanturi, 600 de euro în cazul unui singur implant. Pentru ca cererea de plată și rambursat de la Casa Colf, muncitorul este obligat să completeze un formular atașând toată documentația necesară și doveditoare. Și pentru că mai înainte vorbeam la telefon cu doamna Nicolina, vedeți cum se dau peste cap... Nu reușesc să urmez o ordine strictă. Doream să vă aduc la cunoștință acele majorări de salariu. Este adevărat, nu sunt cine știe ce, este un 12 euro de la 1 ianuarie în plus, dar și 10 euro pentru cele care au un curs care sunt organizate și recunoscute, deci 22 de euro. Sau, pentru persoanele care lucrează, aici putem spune că ar fi totuși un câștig mai substanțial, pentru persoanele care lucrează cu copii de până la vârsta de 6 ani sau cu mai mulți, doi bătrâni pe care îi îngrijește
nu în autosuficienți, vor avea între 100 și 116 euro în plus, legal. Urmând ca dumneavoastră după aceea să vă cereți drepturile, ceea ce considerați dumneavoastră necesar. Eu aici am, cred că uneori e bine să-l faceți, nu e dificil de găsit, este contractul național al asistentelor familiare, deci asta probabil e unica, o singură schimbare, una dintre puține schimbări bune, nu să vă mai numiți golf, babysitter, badante, toate categoriile intră la, ca asistente familiare. Acest contract are, în general, 38 de pagini, din care se scot primele 4 pagini, pentru că aceste 4 pagini reprezintă cei care le-au participat, asociațiile reprezentative de o parte și de alta, deci de partea datorilor de lavoro și de partea muncitorilor, speță sindicatele, și cei care le-au semnat. Deci ar fi, rămâne 34 de pagini. Poate și mai puține, pentru că sunt multe lucruri care e dificil, care nici nu vă interesează prea mult. Interesant este nivelurile care vor fi, se vor împărți, vor fi de acum încolo. Practic, persoanele care lucrează în casă ca îngrijitoare vor fi definite în două bine definite categorii, cele care lucrează pentru curățenie în familie și cele care asistă bătrânii. Deci astea vor fi cele două diferențieri. Nu mai există, exact cum vă spuneam mai devreme, rămân amintiri legate de denumirea de badantă, de babysitter sau de golf. Este încadrarea care este aceeași care a fost și până acum, până la un anumit punct. Eu vreau să totuși să vă readuc aminte, este nivelul A, care este pentru cei care fac curățenie, cei care spală în bucătărie, care au grijă de animale, asistenți, cei care fac curățenie și în zonele verzi, muncitorul comun și persoanele care acompaniază. Aici vreau să ajung, au făcut o mare diferențiere, există un tabel de plată în care avem toate diferențele de valoare de bani pe munca efectiv făcută. Practic, laboratorii, muncitorii, convivenți au un tarif pe fiecare categorie. AU e 636 de euro, 71 în acest moment. AS-ul este 752,48 în acest moment. BU este 810,36. BS-ul este egal cu 868,24. CEU este egal cu 926. Am pe cineva în linie să aștepte 2 secunde, vă rog. CS-ul 984,01. D 1157,35, 2 secunde vă rog frumos, DS 1215,53, categorie D și DS au în plus o indemnitate adjuntivă de 171 de euro. Bună seara, cum vă numiți și de unde ne chemați? Bună seara, domnul Nicolae, sunt de la Frăjenii Macareze. Numele dumneavoastră? Elena. Spuneți. Eu am una problemă, nu stă bine. Mi-a venit, adică am făcut 730, fac eu la badante. Am avut salariul pe anul trecut, 2019, 30.000 de euro și 2 sau 3. 30.000 de euro, 2 sau 3 euro. Și care îl plătesc? Am avut cheltuieli cu medicamente, cu vizite, cu controle. Bine, astea cred că s-au scăzut. Și trebuie să mai dau la agenția de intrate 1.800 și ceva de euro. Unde ați făcut, doamna Nina, unde ați făcut declarația de redit, vi s-a spus că dumneavoastră vi se oprește 99% și pentru anul viitor? Nu, anticipo? Nu, că nu ne spune, pentru că suntem stranieri. Dar aici trebuie să dau la sfârșitul noiembrie 502 euro și mi-a spus asta. V-a ratezat plata, da. Închid contractul de muncă să mă duc să-i anunț
contract cu de muncă. Ei, aici e un pic problematic, doamna Nenea. Vedeți ce se întâmplă? Eu nu vreau să vă sperii, dar ăsta este adevărul. Ceea ce spuneți dumneavoastră în termeni legali, eu nu sunt un avocat, dar cel puțin termenii cunosc, se numește evaziune fiscală. Deci să nu credeți că dumneavoastră scăpați de neplata acestor datorii, chiar dacă plecați din Italia. Atenție! Nu vreau, trebuie să dau, dar eu, este 502 euro, trebuie să-i dau pe anul 2020. Ei v-au rateizat, cât a spus dumneavoastră că aveați, 1000? 1860. La 13.000 de euro, dumneavoastră bănuiesc că... am uitat să vă întreb un lucru. Cât privește bonusul Renzi, dumneavoastră cumva ați reușit să întrebați dacă știți ce înseamnă? Nu ni spune, domnul Nicolae, eu mi-ați îmbursat paga, Nu, atenție, doamna Nina, atenție, vă... 1000 și ceva de euro pe lună. Vă întrerup un pic. Dumneavoastră în busta paga nu o să aveți niciodată bonusul Renzi. Există, se procedează în altfel. Practic, acest bonus se consideră ca debit și dumneavoastră îl aveți în momentul când faceți o declarație de redit pus deoparte. În momentul când dumneavoastră aveți deplătit către statul italian, ei consideră în plata care dumneavoastră trebuie să o faceți și valoarea acelui bonus, deci 960 de euro. Ați înțeles? Probabil că ar fi trebuit să întrebați dumneavoastră pe domnii de la cel CAF dacă... Eu din 2012 aici în Macareză de Frangene și am avut și șomaș cum mi-a murit și tot m-a întins așa. Când a trebuit să îndiei, nu-mi mai vede bani și am trebuit să umblu pe la Ostia, pe la Roma, pe la agenții de intrații, pe la IM, până când am luat. Ce să vă spun, din păcate, dacă vedeți dumneavoastră, lipsește informarea și aici acuzele, nu vreau să acuz pe nimeni, dar din păcate, probabil răspunzători sunt și cei din țară. De ce? Pentru că ar trebui să ne dea o mână de ajutor și cei de acolo, tocmai pentru a ajunge la mai multe emisiuni, cu mai multe televiziuni sau chiar în România, pentru televiziunile care eu vorbisem deja la vremea, cu ani în urmă, la TVR internațional, că ar fi bine ca din când în când, eu știu, o dată pe săptămână, pe țări, împărțit pe țări, vorbind de legislația muncii și de aceste probleme, pentru ca românul să știe ce drepturi și îndatoriri are. Din păcate, nu știm și ne trezim cu debite și cu surprize, cum spuneți dumneavoastră, și nu știm cum să ieșim la capăt. Da. Eu am 11 ani și 2 luni cu contract de muncă în Italia. În România, pensionată pe anii din România. Am 63 de ani. Și câți ani aveți de muncă în România, doamna? 31 și 8 luni cu TECU grupă. Dumneavoastră a trebuit să, la anul să ieșiți la pensie anticipată, dacă vrei să ieșiți. Aveți această posibilitate. Ați înțeles? Am înțeles, domnul Nicolae. Vă urez o seară plăcută și multă sănătate. Succes! Și eu la fel și numai bine. O seară plăcută și dumneavoastră. Chiar dacă știu că... Dumnezeu să fiți sănătoși, să ne îndrumați pe o cale bună și să ne explicați ce trebuie să faceți. Mulțumim frumos! Chiar dacă știu că pentru dumneavoastră serile nu sunt totdeauna foarte plăcute, din păcate. Deci vorbeam de, înainte de telefonul doamnei Nina, vorbeam despre grila de salarizare. Laboratorii care nu sunt convivenți, deci cei care lucrează la ore, în schimb au la nivelul A, aici atenție, plata este la ore, deci specific din nou, plata la ore de 4,60,62, la AS 5,45, la B 5,78, la BS 6,13, la C 6,48, la CS 6,83, la D 788, la DS 822. După aceea avem alte două
plăți diverse, la asistența nocturnă și prezența nocturnă, sunt două lucruri diferite. Cum eu am o prietenă cu ocazia asta, o salut, Iluș Ilonca, discuția este în felul următor. Este diversă asistența de prezența nocturnă. Deci, atenție, asistența înseamnă când tu noaptea te ocupi de persoană și atunci ești la un BS încadrat cu 998 de euro, la autosuficienți, la CS nu autosuficienți 1131 de euro sau la DS. DS e o categorie, în practică aici vorbim de infermier, OSS, care fac și tratamente medicale, 1397 de euro. În schimb, pentru prezența nocturnă, deci practic pentru persoane care stau lângă o persoană fără să facă absolut nimic, plata este unică, 668 de euro. De la 1 ianuarie, cum vă spuneam mai devreme, acea majorare, deci chiar dacă e de 12 euro, totuși sunt 12 euro care intră, nu sunt 12 euro care ies. Deci categoria A va avea 745,50 euro, categoria AS 762,88 euro, B-ul 821, BS-ul 880,24, C 938,94, CS 997,61, D-ul 1173,65, DS-ul 1232,33. D și DS-ul au în plus, cum vă spuneam mai devreme, o indemnitate de 173 de ore. Alo, bună seara! Cum vă numiți? Bună seara! Sunt Gabriela. Spuneți, doamna Gabriela. Ok. Aș vrea să vă întreb, să vă fac o întrebare, dacă știți. Eu de curând am câștigat o cauză de proces. Spuneți, vă ascult. Deci această cauză s-a demonstrat că este... Nu s-au prezentat partea cealaltă, nu? Doamna Gabriela, un moment. Rog regia dacă poate să ridice un pic volumul la telefonate. Emanuel, spuneți, doamna Gabriela, haideți să vedem dacă vă aud mai bine acum. Așa, deci, de curând am câștigat o cauză. Mă auziți mai bine? Da, da. Ați câștigat o cauză? Am câștigat o cauză de muncă, nu? Și aceasta, deci am o sentință în care este contumace. Dumneavoastră vă uitați la televizor în acest moment, doamna Gabriela? Nu, absolut nu. Perfect. Nu, pentru că nu prind, nu. Așa. Știu de ce. Deci dumneavoastră ați câștigat o cauză și? Deci sentința, am o sentință și am o sentință contumace. Contumace în sensul că nu s-a prezentat cealaltă parte, nu? Nu, dar se aude foarte rău. Sincer să fiu, vă aud atât, nu reușesc... Se aude întrerupt, dar nu știu de ce. Mă auziți? Vă aud, dar se aude un zgomot de fond. Regia reușește, cumva reușiți, cumva să... Până se rezolvă problema, puteți să-mi trimiteți un mesaj pe pagina Romitului? Ok, bine. Bine, îmi pare rău că nu se poate auzi. Bine, o seară bună. Bine, vă mulțumesc frumos. Așa vă voi răspunde. În fapt, mă uit la mesaj acum și răspund, încerc să răspund. Maria Miai, ar fi bine ca și televiziunea italiană să vorbească despre aceste drepturi. Sunt în Italia de foarte mulți ani, dar nu am auzit că postul în Italia să vorbească despre drepturile asistentelor familiare. Este adevărat, uneori pe canalul 5 dimineața există un domn care, după telejurnalul, ultimul telejurnal de la 8, mai dă anumite amănunte legate de problemele de muncă. De ce la 7.30 se plătește anticipat? Întotdeauna se plătește anticipat anul viitor. Întotdeauna s-a făcut așa.
Dacă o persoană moare, ce se face cu acei bani? Întrebarea este bună, dar nu știu să vă răspund. Italienii nu plătesc anticipat, de ce noi niște amărâți de pentru că ei nu au garanția că noi vom plăti la anul, bănuiesc eu. Mai mult de atât, ce să vă spun. Bine, continui până vom avea mesaje cu plata de la 1 ianuarie. Deci, cum vă spuneam, de la 1 ianuarie, cei care, la muncitorii non-conviventi, în schimb, vor avea o creștere de 10 cenți la fiecare oră, practic de la 4, nu 10, uneori, de fapt la categoria mai joasă, de la A e un pic mai mult. Deci de la 4,62 la 4,79, după aia rămâne 5,53, 5,86 la categoria B, la B 6,22, la C 6,57, la CS 6,93, la D 7,99, la DS 8,33. Același lucru se întâmplă cu asistența nocturnă, la persoane autosuficiente, în schimb, BS-ul va câștiga 1012,27 euro, iar cu persoane non-autosuficiente vor fi aceleași categorii, CS-ul 1147,24 și DS 1417,21. Prezența nocturnă 677,78 euro și cam atât. Avem un alt telefon în linie, sper că de data asta să vă aud mai bine. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Cum vă numiți? Magda. Doamna Magda, spuneți. La Roma. Magda de la Roma. Spuneți, doamna Magda. Okay. Mă scuzați, vreau să vă fac o întrebare, dacă se poate. Eu lucrez un an și din februarie. M-am văzut la șoc, să pot să spune. Am o plăcătă de ziua, cu atâta, în care ce ai? Două secunde, doamna Magda. Continuați să vorbiți dumneavoastră. Este da, doamna Magda, continuați să vorbiți, că încercăm să reglăm sonorul. Da, mă aude. Să vedem ce reușim să facem. Mă aude domnul Nicolae, dacă eu vorbesc? Da? Vorbiți, doamna Magda. Alo, mă aude domnul Nicolae, dacă eu vorbesc? Acum vă aud. În final am reușit. Da, bine. Din februarie eu... Da, da, vă ascult. Bine. Din februarie m-am lovit cu căriciorul bătrânii la picior și am făcut un ulcer varicos. Eu n-am putut să mă duc la doctor, n-am putut să mă duc la Ponțul Socorț, nu m-am dus pentru că era epidemia asta nenorocită, care nu puteai să faci nimica, dar la servici am fost. Și s-a agravat durerea mea, și s-a agravat. De 3 luni de zile sunt jumătate moartă. S-a infectat piciorul, s-a infectat, m-a săturat de pastile, nu mai sunt bună de nimica. Și am fost la medic și am plătit și la medicul cutare, pentru că Manuela, cu ricevută nu-ți vede, nu erau locuri. Nu erau locuri și nu sunt locuri. Vă ascult, spuneți. Da. Și nu sunt locuri. Și am plătit un doamnă ceva. Acum sunt în concediu medical, la 5 septembrie. La 5 septembrie sunt în concediu medical. Mi-a plăcut și ei, nu s-au plăcut și mă duc la mine. Dumneavoastră, cum ați declarat când v-ați dus la spital? Accident de muncă? Deci ați declarat că tot ce vi s-a întâmplat, vi s-a întâmplat la locul de muncă? La locul de muncă, da. Perfect. Foarte gravă. Și să vedea
Da, doamne, dar... Deci problema este în felul următor. Dumneavoastră știți că concediul medical se plătește în funcție de vechime, nu? Vi s-a spus lucrul ăsta? Da, nu mi-am spus nimeni. Am fost la un fapt, nu le spus de vechime. Deci dumneavoastră puteți să aveți maxim 15 zile. Am un an de medical, că lucrez. Nu, 15 zile de plată a unui concediu medical. Da. Nu mai mult. Pentru că atât aveți dumneavoastră ca asistente familiare, în baza vechimii puteți avea 8, 10 sau 15 zile. Păi, eu sunt drag, stau acasă, nu pot merge. Dumneavoastră, în cazul ăsta, părerea mea, încercați să mergeți la, la ASL, să încercați cu certificatul medical sau cu tot ceea ce aveți la îndemână, ce v-a dat un medic. Nu, ascultați-mă, eu nu vorbesc de certificat medical, eu vorbesc să încercați să intrați într-o comisie dacă reușiți să aveți, dacă reușiți să luați o asenul de invaliditate. Dar unii trebuie să mă duc eu asta, că mă duc la... Dumneavoastră, în primul rând, mergeți la medicul de familie. În bază la ce vă zice medicul de familie, dacă vă dă ok-ul, actele le trimite și el, vă adresați unui patronat care înaintează actele către IMSS, de la IMSS veți primi o scrisoare care vă programează la o comisie medicală. Nu știu, eu nu cunosc Roma, deci asta e procedura, da? Dar nu sunt în Cervetele, nu sunt la Roma. Deci mă duc la Civita Veche, la consulatul de... Încercați în acest mod, spunând că sunteți foarte grave. E singura modalitate pentru dumneavoastră. Am 67 de ani, foarte grave. Am venit, am asta, m-am lovit și m-am lovit la genunchi cu bătrâna și acum mi-a zis. Și cu genunchiul mi-a scoat. Și altă dată, e valabil ce vă spun acum dumneavoastră, e valabil la toată lumea. Nu trebuie să vă fie frică niciodată când se întâmplă un lucru, când aveți un accident de acest gen. Mergeți la spital, aveți dreptul, declarați că a fost infortuniu, în acel mod se schimbă complet toată plata, plătește INAIL-ul și datele sunt diverse, deci plata e diversă, totul este divers. Nu trebuie să vă fie frică, nu plătește angajatorul, plătește INAIL-ul, de asta dumneavoastră plătiți niște taxe. De asta mai înainte doamna Nina spunea că plătește un 1860 de euro și așa mai departe. Deci astea sunt drepturile dumneavoastră. Fără frică declarați toate acele... Nu trebuia să vă fie frică, trebuie să declarați, doamna Magda. Asta e. Din păcate ați pierdut. Trebuia să mergeți la protosocorso. Aveți 48 de ore. Orice avocat vă poate spune asta, eu nu sunt... În termen de 48 de ore... Asta e, din păcat. Bine? Și atunci eu ce fac? Mă scuzați, vă rog frumos, eu nu pot merge. Am o rană, s-a ajuns la os. Acum fac medicații la doctor. Ce fac eu atunci? Trebuie să mor? Ce fac? Nu înțeleg eu ce lege este asta. Nu înțeleg deloc. Eu sunt de acord. Am 66 de ani, nu mai sunt tânără. Ascultați-mă. Eu sunt de acord. Aștept să mor aici pe pat? Puteți să mă ascultați un pic? Eu sunt de acord cu dumneavoastră, aveți toată dreptatea din lume, dar numai dumneavoastră sunteți singura care vă apărați interesele dumneavoastră. Nimeni nu vine la dumneavoastră acasă, nici un doctor, nimeni altcineva, ca să vadă starea dumneavoastră cum este. Asta e valabil pentru toată lumea. Bine? Aveți dreptate. Deci dumneavoastră trebuie să luptați pentru drepturile dumneavoastră. Că e greu, că e ușor, n-avem ce face. Trebuie să mergem înainte și asta e valabil pentru toată lumea, nu numai dacă pentru dumneavoastră. Aveți dreptate, dacă eu vă telefonam mai devreme, era bine, dar dacă a fost epidemia asta nenorocită, eu nu m-am putut duce și uite, de 3 luni de zile, acum nu pot merge, nu se învârte capul, merg de 10 minute, mă așez jos că nu mai pot. Nu știu ce să vă spun, asta e. Din păcate, doamna Magda, eu v-am spus ceea ce se poate face. Mai mult de atât, nu vreau să vă mint, pentru că alte modalități nu sunt. Deci vă mulțumesc foarte frumos. Vă mulțumesc din suflet. O seară bună. La fel și dumneavoastră.
Deci, ce spunea doamna Magda, exact asta vreau să... E dificil să vă citesc contractul de muncă de la cap la coadă, pentru că nu avem, suntem întrerupți mereu cu telefoane și este obligația noastră a vă da răspunsuri. Dar exact aceste lucruri se spun în acest contract de muncă. De asta vă spuneam, e bine câteodată, dacă aveți posibilitatea, deci aveți Facebook, să descărcați un contract și să-l citiți. În acest mod, chiar dacă e mai greu să găsiți termenii, să înțelegeți termenii, dar cel puțin vă faceți o idee și știți de ce aveți, știți ce stradă să urmați în cazul în care vi se întâmplă o problemă, cum mi se întâmpla doamnei Magda, un accident de muncă nedeclarat. Mai mult de atât, nu știu ce să vă spun, e dificil, îmi pare rău, dar asta e situația. Dacă noi nu avem grijă de noi, fiți siguri că nimeni nu va avea grijă de noi. Deci, din toate, asta e datoria principală a noastră. Trebuie să luptăm pentru drepturile noastre. Probabil că a fost o lipsă totală până acum sau informarea nu a fost atât de binevenită și datorită acestui lucru, uite, avem situații deosebite. Zilnic, pentru că zilnic avem telefoane și eu pe numărul meu de telefon de acasă și la asociație și în televiziune. Avem pe doamna Mioara de la Salerno. Alo, bună seara! Bună seara! Aș vrea și eu o întrebare. Am venit din România de 2 luni de zile. Am declarat la doctorul de familie că sunt venită din România cu COVID și mereu mă găsești pozitivă, dar eu nu am niciun simptom, nu am nimic. Deci de 2 luni de zile mă sunt închiși aici, am făcut 5 tampoane și spune mereu că sunt pozitivă, dar nu mi-a dat nicio hârtie, nu mi-a dat nimic, nici... Doamna Miara, haideți să lăsăm mărtire deocamdată deoparte. Și eu vă întreb pe dumneavoastră, dar medicamente și tratamentul necesar l-ați avut? Nu, n-am avut nimic, nu mi-a dat absolut nimic. Acum, 2 zile când am chemat, că am vrut ambulanța când faci rău la inimă, mă doare inima, de supărare, vă dați seama, 65 de zile când stau închisă, singur într-o casă, mi-și frică, m-a luat frică, tot. Și nu mi-a dat absolut nimica, nu mi-a dat un tratament. După aia îmi curgea urechea și am dus la doctor de familie să-mi dea ceva de ureche, că nu mai puteam de ureche. Acum mă dea și într-o parte, nu știu, splina și ficatul. Nu mă controlează, zic că nu poți să duci cu ambulanța, că ești cu COVID. Și mi-a venit și eu la temperatura și oxigenul, atât. Și la spate mă consulta la plămâni. Dar eu n-am avut odată febră, n-am avut nimic. Nu știu cum e COVID-ul ăsta, chiar să nu-mi dea un tratament, nu-mi dă nimic. Poate am sunat și la televiziune aici, am sunat și la carabinieri, că am zis că mă omor, la ce mai stau aici? Doctorul din Arad a zis că trebuie să stau 6 luni. Păi cum? Cât durează COVID-ul ăsta? Nu vor să-mi facă serologic. Nu vor, a zis că tamponul e mai sigur, nu mai știu ce să mai fac. N-am vrut ca să spun nici la familia în România că am un băiat bolnav în cărop și dacă aude, vă dați seama că îi dau și lui traul meu din asta. Eu am stat o lună de zile cu familia în casă, cu familia care am lucrat. O lună de zile cu un băiat în căruț și stai că fii bolnav. Și n-au avut nimic. I-au luat ăștia de aici de o lună de zile, i-au dus asistent social, primăria, și m-a lăsat pe mine aici. Și acum doctorul îmi zice, dacă ai chemat carabinieri, ai chemat televiziunea, ai să stai 6 luni de acum încolo. Acum ar fi m-a amenințat. Întrebarea mea este, dar dumneavoastră cum vă simțiți în aceste moment? Nu foarte bine. Exact cum eram de când, știu eu, acum 3 ani am avut o răceală puternică care nu mi-am tratat-o, am un pic nas înfundat, senozită sau nu știu, de la urechi, la... Nu am absolut nimic. Nu am avut niciodată febră, nu am avut absolut nimic, nimic. Mi-a dat ceva de pus în ață, îmi venea rău, amețam și n-am mai luat. Și mi-a dat ochi, cum este aici, bustinile cele ochi, mi-a zis să iau una dimineața, una la amiază și una seara. Dar nu l-am luat pentru că eu n-aveam dureri, n-aveam nimica, nu știu de ce mi-a dat, pentru urechi, cred. Sincer să vă spun, vedeți dumneavoastră, nu știu ce să vă răspund. Nu sunt medicul dumneavoastră de familie, sunt tare curios să aud medicul dumneavoastră de familie ceea ce spune.
Într-adevăr, este o problemă faptul că de atâtea zile, deci peste două luni de zile, dumneavoastră... Dar 5 zile, a zis că mai trebuie să stau, că acum că am sunat carabinieri, că am zis că vreau să mă controlez la inimă, că am bătăi de inimă, m-a luat frica în casa asta, mă... Nu e nimic, nu vor să audă nimic. Pot să vă întreb... Să audi... Telefonații care le-am făcut la LAZ, la doctorul de familie, la carabinier, dacă vor să le asculte, să audi tot ce, cum ne-a zis. Am zis, dorm două ore pe noapte, domn doctor. Hai, eu... ce vrei, să dau și picături și nu mai trezești loc? Știți ce propun eu? Propun ca, oricum bănuiesc că dumneavoastră ați lăsat datele dumneavoastră în regie, propun ca să contactăm noi ambasada și să facem cunoscut acest lucru, chiar dacă, sincer să fiu, nu văd o stradă de ieșire, dar probabil că împreună am reușit cel puțin să împingem pe cei din zona dumneavoastră de la Salerno. Da. Știți care e treaba? Știți care e treaba? Să vă mai zic, deci cum Dumnezeu o lună de zile am stat cu familia aia și n-am luat COVID de la mine, sunt o negativi ei. Băietul în căruț l-am spălat, l-am făcut baie, am făcut tot. Deci n-am știut, de 1 august până pe 6, când mi-a făcut tamponul, n-am știut că am COVID. Și eu am făcut mâncare, eu le-am dat tot, le-am făcut tot. Câte tampoane v-au făcut? Era să se îmbolnăvească amândoi, că ei au probleme de sănătate. Doamna Mioara, câte tampoane v-au făcut până acum? 5. Doamna Mioara, am o hârtie care eu am cerut e-mail să-mi trimite. Auziți, eu am la dumneavoastră rugăminte, mi-a venit în cap acum. Cum eu cunosc bine două avocate românce la Salerno, le fac și numele, da. Alina Chiriac și Izabela Giubelean, am să încerc să intru mâine în contact cu ele. Vă rog frumos să lăsați datele dumneavoastră în regie. Și eu știu, cred că este cel mai bun ajutor ar fi din partea lor în această situație. Pentru că nu mai știu, disperată, să mai stau încă 6 luni de acum încolo, vă dați seama, am venit, am și un băiat bolnav în căruț, l-am lăsat în România, n-am vrut să-mi dau numele la televiziunea lor, pentru că am chemat televiziunea lor. Dacă ei sunt, mă trimitea la doctorul de familie, după aia la Lazlu, după aia la Mareșal, capitanul și mai este aici, ei nu mi-au dat nicio hârtie, nimic absolut, am decât un e-mail că mi-a mandat 3 hârtie de la Lazlu, asta scrie COVID, pozitiv, dar nu scrie unități, nu scrie nimic. Probabil că sunteți o asimptomatică. Aici, nu mai știu, disperată. Doamna Mioara, asta facem. Nu promit nimic. Eu mâine, lăsați numărul noastră de telefon în regie, mâine am să încerc să vorbesc la Salerno cu cele două avocate, vedem ce îmi spun ele. Sigur vor intra cel puțin în contact cu dumneavoastră și de acolo vom vedea ce se... De acolo, după aia, continuăm să vedem ce se poate întâmpla. Este singura modalitate. Altă stradă nu văd, nu o găsesc deocamdată. Ce pot să... Vă mulțumesc. Un moment. Situația dumneavoastră este întâmplător. Telefonul dumneavoastră din această seară cred că este foarte bun. De ce? Nu, suntem alături de noastră, știm că treceți prin situația care treceți, sunt probleme foarte mari, dar știți ce se întâmplă? Sunt acele persoane care nu cred. Și cred că în acest telefon al dumneavoastră, această intrare în direct, demonstrează că totuși COVID-ul există și nu este de luat în glumă. Deci, da. Eu atâta pot să spun, să fiu lângă, nu pot să fiu decât de la distanță lângă dumneavoastră, să vă îmbrăcisez cu măsură de rigoare, în sensul, mă înțelegeți ce vreau să spun? Mă credeți de două luni de zile și nici doctorul, dar am fiind aici, trebuie să-mi dea doctorul ăsta. Mi-a făcut certificatul de malatie numai până la 14 zile de august. Unde locuiți la Salerno? Doamna Mioara, unde locuiți la Salerno? Nu, e valul de la Lucania. Mai jos. V-am întrebat pentru că și eu am locuit la Salerno din 90 până în 2002, 12 ani de zile. Mi-a făcut certificatul de malatie 14 zile, cât au fost tamponul, primul tampon și al doilea. Eu lucrez și cu cooperativă și m-a sunat cooperativa respectivă, a zis, doamna Blătrămioara, ce faceți cu orile care le aveți făcut? Păi nu, că sunt încă închisă de lazul, cam de COVID. Îți închisă încă. Și a zis, cum ești închisă, că nu a mers mai departe
certificatul ăsta de maladie, dar mă interesează, asta m-am prins, dacă acum nu pot, că sunt închisă, n-are cine să umbli pentru mine, că eu sunt singur aici. Dar bine, eu vreau să rezolv cazul ăsta, de ce nu vor să-mi fac sexologic, să vede la sexologic? Haideți să avem un pic de încredere, să vedem mâine ce putem să rezolvăm, da? Da. Da, da, vă mulțumesc frumos, o seară bună. V-am pupat și numai bine și multă, multă, multă sănătate că aveți nevoie. Doamna Valeria Buzuloiu ne întreabă, scuzați-mă că am pierdut mesajul, două secunde, dânsa nu are documente de, din câte înțeleg, de Italia și ne întreabă ce poate să facă. Un moment, dacă reușesc să găsesc mesajul. În cazul în care nu aveți documente, e bine să intrați în contact cu un avocat, să cereți, să vă dați domiciliu acolo, la dânsul, și probabil în acest mod n-ați fi și prima și nici ultima care a făcut acest lucru. Și probabil ați reușit să beneficiați de șomaj în acest caz. Dar acest lucru, atenție, este imposibil. Sunt persoane care lucrează 7-8 ani de zile și încă nu au un document de Italia, pe motiv că angajatorul nu-l vrea să-l facă. Doamnă, luați contractul în mână și mergeți la primărie. Dar este necesar să aveți un document, este necesar să aveți un medic de familie. Se întâmplă ce se întâmplă. Dacă nu aveți un medic de familie, ce faceți? Aveți niște garanții câtuși de cât. Ăstea sunt lucruri care trebuie să le înțelegem. Nu e că poți să fugi în România în fiecare zi când ai o problemă de sănătate, ținând cont și de situația actuală din acest an și nu se știe cât se va prelungi. Este păcat dacă plătiți taxe către statul italian să nu beneficiați de drepturile dumneavoastră. Sânzianu Vasile Valentin îmi transmite un mesaj în care îmi spune că toți cei care vor să facă 7.30 mai au un timp până la 30 luna aceasta. Îi mulțumesc frumos pentru atenționare. Deci acestea sunt lucrurile care trebuie. Deci cum spuneam și doamnei mai devreme, anterior doamnei Mioara, dacă noi nu luptăm pentru noi, să nu vă gândiți că cineva vă bate la ușă și vă întreabă cum stați și cum lucrați. Nu există așa ceva. Pentru orice problemă de muncă, tot ce se întâmplă la muncă, nu așteptați că Inspectoratul Muncii vine la dumneavoastră pentru că vă cunoaște sau a auzit de noastră că lucrați, aveți o situație. Alo. Da, alo, bună seara. Spuneți cum vă numiți. Bună seara. Mă cheamă Ana Neamț. Vorbesc de la Roma. Spuneți. Și am o întrebare. Vă rog. Lucrez în Italia din 2002. 18. În regulă. Și am 67 de ani. Aș vrea să știu dacă pot să mă duc în pensia asta și dacă trebuie să mă duc anii din România sau nu. Dumneavoastră aveți... Câți ani ați lucrat în România, doamnă? În România sunt pensionată, am 35 de ani. Am lucrat în Telecom. Deci dumneavoastră, ca să ieșiți la pensie în Italia, în condiția dumneavoastră, aveți nevoie de 2 ani figurativi aduși din România. Deci cei 35 de ani, bănuiesc că ați ieșit la pensie în România, nu? Si, da, am ieșit. Deci da. Dumneavoastră aduceți cartea de muncă, o copie după cartea de muncă legalizată și se cumulează, exact cum am spus astăzi, se cumulează fictiv anii din România cu cei din Italia, figurativ, nu fictiv. Practic, pentru acoperirea minimului de 20 de ani, dar Italia vă plătește doar pentru cei 18 ani care ați lucrat. Ați înțeles? Da. Bine. Deci pot să ieși anul ăsta dacă îmi fac actele. Dacă faceți, dacă puteți deja să, la vârsta noastră, 67 de ani, a spus că aveți. Da, am împlinit în ianuarie. Deci la începutul anului viitor, dumneavoastră, deja puteți să începeți cu practica de pensie. Bine? Da, bine. Și dacă eventual de ce să fac 20 de ani minimul ca să nu aduc anii din România? Sau oricum trebuie să-i aduc anii din România? Păi nu contează. Acum, dumneavoastră, ca să mai aveți nevoie de 2 ani de muncă. Puteți să mergeți în continuare să faceți și 2 ani de muncă și să ieșiți la pensie cu anii curați. Dar dacă cu 20 de ani de muncă efectiv câștigați la plată, la pensie. Ăsta e singurul avantaj. Dar dacă vreți să ieșiți mai repede, credeți că nu mai puteți să faceți față, puteți să optați pentru opțiunea anilor din România și ieșiți la pensie mai devreme.
Deci la, la mai devreme. Și la pensie, la vârsta de pensionare, care la anul aveți. Da, da. Bine? Bine, mulțumesc frumos. Numai bine. Doamna Veronica Giuroiu, bună seara, eu lucrez cu contract CS 32 de ore săptămânal, lucrez non-stop de 10 luni, nu ies afară, am baba foarte agresivă, nu-mi plătește zoia, ce pot să fac dacă ce zic băiatului ceva? Îmi zice, ia-ți bagajul și pleacă. Ei, aici e marea problemă. Dumneavoastră trebuie să spun, dacă eu îmi iau bagajul și plec, cu cine stă mama dumneavoastră? Trebuie să aveți și un pic de curaj. Părerea mea că ar fi bine între timp să vă căutați un loc de muncă și într-adevăr să vă dați demisia, atenție, vă dați demisia, dacă aveți garanția unui alt loc de muncă, în momentul când vă dați demisia, logic, nu veți beneficia de șomaj, dar lucrând cel puțin 30 de zile în partea cealaltă, deci dacă continuați să lucrați, recuperați tot ce ați pierdut din urmă. Deci recuperați nu numai șomajul, recuperați și sănătatea dumneavoastră, ținând cont de faptul că dumneavoastră îmi spuneți că nu ieșiți absolut deloc din casă. Deci, vedeți dumneavoastră, dumneavoastră ați venit la lucru aici, nu ați venit să vă distrugeți. Deci, părerea mea, aveți un pic de curaj. Vedeți, fiți cu un pas înainte, căutați-vă o altă familie și luați bagajul și plecați. Da? Deci, să nu uitați, doamna Veronica. Alte mesaje? Valeria Buzuloiu nu vrea familia să-mi facă acte, agenția le tot zice, dar familia nu prea pentru că zic că plătesc pentru badante. E normal să plătească și familia dacă lucrează să-mi plătiți pentru ceea ce fac. Nu e că dumneavoastră ați venit să lucrați gratuit în Italia. Deci voluntariatul se face de către Caritas sau sunt acele, eu știu, Misericordia și așa mai departe. Dumneavoastră ați venit aici ca să lucrați și să fiți plătită pentru pe munca depusă. Deci, foarte clar, puteți să le spuneți acest lucru. Am 60 de ani, doamna Victoria Costache, sunt văduvă, pot să iau pensia soțului la anul viitor, el a lucrat 38 de ani în pensia de urmaș, bănuiesc că vorbiți de ea. Ei, trebuie să vedeți cuantumul pensiei de urmaș și ce aș putea dumneavoastră, la anii lucrați, ce pensie ați avea dumneavoastră, ca să faceți o alegere cât uși de cât în favoarea dumneavoastră. Deci eu vreau să înțelegeți un lucru. Noi aici vă răspundem la ceea ce dumneavoastră ne spuneți. Deci, probabil, eu nu vreau să vă supărați pe mine, dar știți cum e. Fiecare spune adevărul lui, nu adevărul adevărat. Deci partea lui de adevăr, ceea ce crede el că îi face bine. Deci probabil și noi în răspunsuri, anumite răspunsuri greșim. De ce? Pentru că răspundem la ceea ce ne spuneți. Noi nu avem un contract de muncă să-l citim în față, nu știm ceea ce se întâmplă în casa unde lucrați, nu știm absolut nimic, deci ne luăm de bună tot ceea ce ne spuneți dumneavoastră. Nu vreau să vă acuz ca să înțelegeți bine, dar vreau să înțelegeți bine, să înțelegeți la fel de bine că nu este simplu să dai un răspuns câtuși de cât corect, pentru că nu le știm, nu cunoaștem situația reală. Discuția e în felul următor. Ați văzut, vorbeam aici, vreau să înțelegeți un lucru. Noi am vorbit în zilele acestea, astăzi de badante, vom continua probabil și în zilele următoare, dar trebuie să înțelegem că nu numai asistentele familiare au probleme în Italia. Avem foarte mulți șoferi care pleacă de acasă lunea și se întorc sâmbăta, care dorm în camioane, care au familii în Italia, care plătesc chirii, plătesc la bancă dacă și-au cumpărat case, au copiii la școală și au situație la fel de grave. Și problema la ei, probabil, pe undeva e mult mai gravă, că în momentul în care pierd locul de muncă, riscă să piardă tot și pierd și familia. Deci, ca să ții bagajele, toată familia să plece în România, nu este atât de ușor în aceste timpuri. Același lucru se întâmplă cu cei la care lucrează în logistică. În această perioadă au lucrat foarte mulți pentru că a fost nevoie, vorbesc de cei care lucrează pentru logistica alimentară și așa mai departe, gândiți-vă că și aceștia fac până la 12 ore pe zi, lucrând permanent, deci cu pauze, două pauze, nu vreau să fac nume de faimoase multinaționale care au un comportament cel puțin ciudat din punctul meu de vedere, referindu-mă la orele de muncă și la condițiile care se fac și la care le oferă. Deci toți suntem băgați în aceeași oală, indiferent de meseria pe care o facem.
Gândiți-vă și la asistentele medicale, care în ultimul timp sunt, au un număr destul de mare și în creștere în Italia, care au lucrat în spitale și au lucrat cu în persoane bolnave de COVID. Eu cunosc, din păcate, am avut o problemă și cunosc foarte bine multe asistente medicale de românce de la Parma, de la Clinica Universitară din Parma, care sunt extraordinare și au dat o mână de ajutor fantastică. Deci, ce pot să vă spun? Eu am avut o doamnă care n-am cunoscut în viața mea, Dorina Apostolache de la Parma, asistentă, care era zilnic lângă mine când am fost internat 3 luni acolo, fără să ne cunoaștem, doar pentru că mă știa, am ajutat-o telefonic. Dar această doamnă se comporta cu mine cum se comporta cu toți ceilalți. Deci nu făcea nicio diferență. Vedeți, dumneavoastră, ca să te mângă ceva pe frunte, să spună cum te simți, e un mare lucru într-o țară străină. Deci trebuie să-i apreciem pe toți. Avem un telefon în linie? Da. Bună seara, cum vă numiți? Bună seara, mă numesc Măgureanu Gabriela, vă spun de la Castel Gandolfo. Vă felicit pentru emisiune și pentru informațiile utile pe care mi le dați. Aș vrea să vă întreb și eu două întrebări. Vă rog. Prima întrebare, la ce vârstă aș putea eu să ies la pensie de aici? Și pentru că eu am 59 de ani și am aproape 12 ani contribuții. În ultimii 2 ani am 54 de ore. Doamna Gabriela, vă dau răspunsul la prima. Ca să ieșiți la pensie la vârsta dumneavoastră, există doar o singură opțiune pentru dumneavoastră. Opțiunea care se numește opțiune Dona. Deci o pensie anticipată, care eu sincer să fiu, nu vă dau consiliul să o luați, pentru că pierdeți foarte mult. După ce pensia e mică, se pierde foarte mult și nu se recuperează în momentul când ați ajuns la vârsta originală de pensionare. Dar și acolo trebuie să aveți, dacă nu mă înșel, 38 de ani de lucru cumulat între cele două țări. Deci să nu uităm acest lucru. Asta ar fi singura modalitate în acest moment la vârsta dumneavoastră. Sunteți prea tânără, doamna Gabriela. Am 59 de ani și deja în România am ieșit în pensie anticipată, că am 36 de ani și jumătate în România. 36 și cât aveați în Italia? În Italia am 12, pentru că eu am mers și cu contribuțiile în România și anul trecut, un an, am ieșit în pensie anticipată în România. Stați puțin, ați mers cu contribuțiile în România, în ce sens? Adică plăteam în fiecare lună, și eram și aici cu un contract de muncă. Ați făcut cea mai mare greșeală posibilă din viața dumneavoastră. A, da, de ce? De ce? Pentru că dumneavoastră când veți ajunge la calculul contribuțiilor, pe aceeași perioadă de timp aveți două contribuții vărsate. Aha. Nu pot fi luat în considerare amândouă. Va fi luată în considerare cea mai bună pentru dumneavoastră. Bănuiesc că va fi cea din Italia. Da. Eu discuția asta am avut-o în 2014, la vremea respectivă, dacă nu mă înșel, prim-ministru era domnul Ponta și cu fostul ministru și exact chestia asta am spus-o. Cum este posibil ca casele de pensie să accepte plata persoanelor care lucrează în Italia cu un contract regular, știind foarte bine că ele nu vor putea beneficia de ceea ce plătesc. Știți că nici până în ziua de azi nu mi s-a dat răspunsul? Da, vă înțeleg. Și altă întrebare, dacă eu aș putea să fac, am înțeles că dacă faci 15 ani contribuție aici, ai primit 600 de euro pensie. Este adevărat? Dacă ai 15 ani contribuit în Italia? Cine v-a spus dumneavoastră acest lucru? M-am auzit o informație, nu știu cât de adevărat. Doamna Gabriela, haideți să fim serioși, să nu ascultăm ce se vorbește în parcuri și pe bănci. Pensia în Italia, ca și în România momentan, dar în Italia este contributivă. Deci vi se plătește ceea ce din contribuție dumneavoastră vărsate. Deci atenție, nu există că pensia e de 750. Se va vedea în baza contribuției vărsate, fac un calcul și vor vedea care este pensia dumneavoastră. Deci eu am 30 de ani de Italia, din care 25 lucrați și nu știu dacă o să am vreo 820 de pensie. M-ați înțeles? Ați înțeles, doamna Gabriela? Da, am înțeles. Deci și în momentul cum este cu... Am înțeles.
cum este legea cu șomajul? Da, vă mulțumesc. Cum este legea cu șomajul? Chiar în această, chiar în această zi vorbim cu Bianca Duță de la... Vă rog frumos să mă ascultați la telefon, lăsați televizorul, închide sunetul televizorului că se produce, se repetă și se aude în studio. Nu... Okay. Deci, okay. Chiar astăzi vorbim cu... E o situație foarte delicată și vă spun de ce. În Italia se spune, ei consideră în felul următor, șomaj primește cel care nu are nimic, niciun ajutor. E posibil ca cineva să vă zică, stați doamnă, dumneavoastră deja aveți o pensie în România. Și atenție, dumneavoastră aveți o mare greșeală, ați făcut o greșeală. Nu intru în amănunte că mai bine că tac din gură. Ați spus că ați ieșit cu pensie anticipată în România. Atenție! Și atunci nu pot să vă spun mai mult. Nu pot să vă spun nimic. Problema este la riscul dumneavoastră. Deci, dacă cineva vă, și sigur vă găsește, riscați ca ce luați să dați înapoi. M-ați înțeles? Nu, în România mă refer, că România sunt cu pensie anticipată. Doamna Gabriela, de România vorbeam. Deci, atenție mare. Dumneavoastră aveți, primiți o pensie, deci aveți un câștig, așa consideră cei din Italia. Deci, conform legii dumneavoastră, n-ar trebui să primiți șomaj. Eu știu persoane care au primit, știu persoane care n-au primit, li s-a respins. Cunosc multe, depinde și de regiunile din care sunt în Italia. Dar conform legii, nu ar trebui să primiți. Deci vorbim ce spune legea, da? Da. Bine, doamnă Grăg. Numai bine, sănătate. Vă mulțumesc, o seară bună. Bună seara. Aceeași discuție care o repet de ceea ce a fost și în această la ora prânzului. Sunt multe persoane care ajung la vârsta de pensionare, 67 de ani, și în loc, și fac o greșeală enormă. Intră în șomaj și bagă în același timp actele de pensie. Atenție, riscul este dublu, cum vorbea și Bianca Duță, astăzi de la Italuil București, vă repet din nou, este următorul. Faptul că va trebui să dați banii de șomaj înapoi, și în același timp vi se blochează pensia. Pentru a reuși a recupera pensia, trec anii, trece timpul și nu se știe. Deci încercați să vă gândiți bine, adresați-vă celor care știu de competență patronatelor, explicați bine situația, că mulți greșesc și ei, și alegeți strada cea mai curată. Încercați să puneți seara capul pe pernă, să stați liniștită și dimineața să vă treziți la fel. Nu cu problema că urmează să dați șapte... Gândiți-vă că un șomaj pe an e circa 6-7 mii de euro. Nu e atât de simplu să returnați. Dumneavoastră ați venit aici să munciți, nu ați venit să dați bani înapoi. Deci, atenție, da? Deci, vi se pare că avem un alt telefon în linie? Alo? Deci nu avem. Ce vreau să mai... vreau să mai vă aduc aminte către ceva despre contractul de muncă. Se discută mult de camerele video. Atenție, angajatorul poate să instaleze camere. Va bene, grazie. Alo, bună seara, cum vă numiți? Bună seara, sunt Vica Veronica Tărăboanță, da, Roma. Doamna Vica? Da, doamna Vica Tărăboanță. Prietena mea de la Roma, nu? Da. Spuneți, doamna Vica. Da. Doamna din Târgu Neamț. Păi, mă uit acum la televizor și vă văd în direct. Și nu vă vine să formez numărul. Nu vă vine să credeți. Nu, că am citit astăzi că ați trimis mesaj că veniți la Roma. Spuneți, doamna Vica, aveți vreo problemă? Eu știu că dumneavoastră... Vreau și eu, am ascultat pe doamna aia cu 67 de ani. Și eu fac în octombrie 67 de ani. Deci aveți și dumneavoastră posibilitatea să ieșiți la pensie. Câți ani aveți lucrat, doamna Vica, în Italia? Am 13 buni cu acte. Sunt din 2002, dar bune aici sunt 13. Și în România?
24, dar spuneau că din România îmi scade 3 și rămân 21, dar nu știu de ce. A, vă spun de ce. Exact asta vreau să specific. Exact cum vorbeam astăzi cu Bianca, atenție, persoanele care au avut bonusul grupă, deci acel, grupa 1, grupa 2 și li s-au adăugat în plus niște luni, Italia nu consideră, nu pune în calcul acel bonus. Acum v-am dat și răspuns. De ce? Da, fiindcă acum 2 ani am fost la domnul Antonio la Tetralata, la CAF, și mi-au calculat, vrea să ies cu anticipat cu legea Dona, îmi trebuiau 35 de ani. Și când m-am stat Piatra Neam, am zis că nu, că nu mai ai 24 și nu m-am încadrat. Și acum aștept, am 67 în octombrie. Ei, mai aveți un pic de așteptat, hai să zicem 10 luni de zile și ieșiți la pensie. E bine? Băi, bine. Îi spun eu la CAF, când am fost și am făcut 7.30, că pot să bag acum în septembrie, dar bătrânul la care lucrez are 95 și jumate. Atenție, Vica, atenție! În momentul când se bagă, când înaintați actele de șomaj, știți bine că n-aveți voie să mai lucrați. Știu. Și de asta, că ei fără documente nu prea mă țin așa ea, că mi-au făcut de cum am intrat cu 2 ani. Și zic, mă, să văd că să-mi ține Dumnezeu cu el. Bine, Vica, îți mulțumesc frumos pentru intervenție. Bun. La revedere, multă sănătate și vă văd în direct. Bine. Multă sănătate. Sper să ne întâlnim și anul ăsta de 1 decembrie, cine știe. Ei, poate, ne revedem. I-am spus și lui domnul Emanuel mai înainte, zic, mă cunoști destul de bine, că am jucat la valuri cu el. Bine, Vica, numai bine, sănătate Bun. Tuturor. La revedere, sănătate, Doamne ajută. Deci vorbeam mai înainte de faptul că un angajator poate să monteze camere de video în locuințe. Este adevărat, pot să o facă, excepție, atenție, excepție, deci în primul rând trebuie să vă informeze că montează, excepție camera dumneavoastră și baia care, unde nu poate să monteze. Nimic, absolut. Transferta. Deci aveți... Multe dintre dumneavoastră însoțesc angajatorul, eu știu, vara, în vacanță, iarna, în alte zone. Aveți niște drepturi și aici. Un tip de transfertă egală cu 20% din retribuția minimă pentru fiecare zi în care ați fost plecați în aceste vizite temporare, ca să spun așa, plecați temporar din localitate. După aceea, datorul de lavoro este obligat să vă dea mereu busta paga în două copii, una care o semnează el, una care o semnați dumneavoastră. Dumneavoastră aveți în busta paga scris retribuția minimă, eventuale scade din anzianitate, știți bine că la 2 ani de muncă la aceeași persoană aveți un 4% în plus la salariu, eventualul vito alogio, în cazul în care dumneavoastră mergeți în concediu, aveți un 5,68, dacă mi-aduc eu bine aminte, care vi se adaugă la banii de concediu, pentru că dumneavoastră, sau în momentul când nu locuiți cu familia, vito alogio vi se plătește. Ar fi multe de spus. Vedeți, exact cum spuneam mai devreme, pentru fiecare bineniu de serviciu, pentru același angajator aveți 4%, aveți dreptul la 7 scaturi de anzianitate, deci de 7 ori, da, ca să faci de 7 ori, 7 ori 2 sunt 14 ani de muncă. Întotdeauna scaturi de anzianitate pleacă o lună după ce ați împlinit... Aspetă, grație. Alo, bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Mă numesc Popa Maria și vreau să fac și eu o întrebare domnului. Spuneți, doamna Maria, îmi faceți deja întrebarea, eu vă ascult.
Dar am o rugăminte la dumneavoastră, ca să faceți întrebarea. Vreau să știu dacă pot ridica contribuțiile care le-am plătit aici în Italia, să nu cer pensie. Deci, doamna Popa Maria, în anul de grație 2012 a intrat în vigoare o lege care se numea Bossi-Fini. Ei, din acel moment nimeni nu mai poate ridica contribuțiile. Lăsând la o parte, că după aceea noi am intrat, în 2007 am intrat în Comunitatea Europeană și am intrat în legislația, am acceptat legislația și suntem obligați să acceptăm legislația actuală care prevede dreptul de pensionare în Comunitatea Europeană pe fiecare stat în parte. Deci nu vă gândiți că veți lua vreodată contribuțiile în Italia. Discuția asta o fac multe doamne în ziua de azi, dar nu mai e valabil de mult. E valabil doar pentru extracomunitari care au alte înțelegeri între statele, sunt alte înțelegeri între statele respective. M-ați înțeles, doamna Maria? Da, l-am înțeles și vă mulțumesc foarte, foarte mult. O seară plăcută și numai bine. La fel și dumneavoastră, mulțumesc frumos. Deci, foarte multe, ați văzut și în această seară, multe persoane se iau după discuții pe aici pe acolo, auzite pe aici de acolo, zvonuri. Ei, să știți că întotdeauna, ca să nu greșiți, informați-vă unde trebuie. Dumneavoastră aveți o posibilitate fantastică de a vă informa. Aveți un telefon în mână. E de ajuns să intrați, eu știu, ce vreți să știți, NASPI. Google, intrăm pe NASPI, vedem ce spune legat de pensia. Există un ziar românesc, Rotaliano, fac și publicitate acum, care publică foarte multe norme legislative în limba română. Daniela Stoica e o fată deosebită și este extraordinar. Deci aveți și posibilitatea să vedeți în limba română. Căutând pe Google, vă iese și în limba română textul. Deci informarea, dacă o căutați, o găsiți. Cel mai important lucru. Avem un alt telefon? Pare că avem un alt telefon în linie. Bună seara! Bună seara! Primul bărbat în seara asta, cum vă numiți? Mă numesc Gheorghe, mă numesc, de la Roma. Spuneți, domnul Gheorghe. Aș vrea să vă întreb și o legătură cu cota 100, nu? Da. Eu am aici, am vreo 11, am primit 11 ani în Italia și am vreo 28 de ani în România. Am 66 de ani. Domnul Gheorghe, cota 100, practic, înseamnă 62 de ani de vârstă. Da. Și diferența până la 100 de muncă. Da, da, eu îi de practică mai mult, cum... V-am spus asta de ce? Dumneavoastră ați depășit vârsta de 62, nu? Da, da, am 66. Ei, mai aveți un pic de așteptat și ieșiți la pensia normală. De... Și vă garantez eu că e mai bună decât cota 100. E mai bună? Eu am refuzat cota 100. Și deci, ca să, cum se spune, deci, ca să ajung la pensia normală, asta e, trebuie să am 67 de ani și 7 luni sau cum? Perfect. Și 20 de ani de vechime cumulat între cele două state. Bine, da, eu vechime practic ajung la 38 de ani și... Nu, eu v-am spus ca să știți cum funcționează. Deja da, da, sunteți. Da, da, dumneavoastră deci așteptați numai vârsta de pensionare. Da, oricum, deci, practic, deci pot să ies la 67 de ani și 7 luni, nu? Deci până în 2020, da. 2022, scuzați-mă. Până în 2022. E bine, domnul Gheorghe? Bun, da, deci cota 100 nu m-ar avantaja, nu? Să știți că sunt niște pierderi și pentru pensia care o luăm noi la contribuțiile vărsate în Italia, eu am refuzat-o, cu asta v-am spus tot. Bun, bun, bun. Vă mulțumesc mult, mult, mult de tot, o seară bună. La fel și dumneavoastră, numai bine. Bun. Încercăm să mai vedem mesajele. Agenție din România, pentru ce... Dacă au acte aici, nu știu ce agenție îți dă de lucru. Nu este adevărat, atenție! Sunt foarte multe agenții care cu buletine românești îți oferă de lucru, urmând ca pe parcurs să-ți faci actele de Italia. Asta vă spun sigur.
Nu din România, din Padova, este italiană. Gata, am înțeles despre ce este vorba. Nu mai vorbesc mai multe. Atenție mare cu agențiile. Controlați dacă sunt declarate. Mai ales pentru badante. Sunt foarte puțini. Alo, bună seara, cum vă numiți? Ce anume cu agențiile? Nu, eu vorbeam în general. Spuneți, doamnă, cum vă numiți? Cu mine? Am spus, sunt Manaru Margareta. A spus, dar eu n-am auzit. Acum am auzit. Sunt Manaru Margareta. Spuneți, ce Roma. Ce problemă aveți? Ei, vreau să fac o singură întrebare. Deci eu am 65 de ani, de vreo 2-3 ani, iau pensia asta anticipată, dar am făcut o greșeală mare, dar mă rog. Opțiunea dona. Da? Aș vrea să întreb, când ajung la vârsta normală, se poate transfera de coa, de la sau nu? Nu. Nu. Asta e discuția care am avut-o și astăzi. Deci este una dintre... E unul dintre motivele care eu nu sunt de acord să fac multă publicitate la pensia anticipată. Aha. Deci eu voi rămâne cu asta permanent, nu? Da. Dar în momentul când... Nu este ca în România, când odată ajuns la vârsta de pensionare legală, recuperați totul. Vreau să zic că eu, de exemplu, dacă eu acum mai lucrez, mie, ei bine, mi-a asta calculat e... și mi-a făcut pensia asta, am 115 euro. Și a zis doamna de la sindicat, eu pot, revaluta pot lucra în continuare un minimum de ore la săptămână. Da, și la fiecare an puteți să revalutați în baza contribuțiilor pensia. Deci va crește. Da, fiecare an și eu am 2 ani. Deci pot să merg ca să fac recalcularea. Da, bine, veți câștiga ceva în plus, da. Deci se poate face măcar atât. Da, și am înțeles că nu am dreptul la șomaj, la astea nu. Nu puteți să mai aveți dreptul. Aveți un câștig declarat. Certo. E bine, va bine și așa. Acum, deci mâine îmi pune, mă duc să-mi recalculeze. Vă mulțumesc din tot sufletul. Bună seara! Bine, numai bine să rămână. Îmi pare bine că ați fost foarte activi în această seară. La număr de telefoane, notez și pe pagina de Facebook a postului Romi TV, numărul este consistent. Vorbeam cu doamna mai devreme de la Salerno, care, și numai cea de la Salerno, erau două doamne care au avut probleme de muncă, accidente de muncă, infortuniu sub lavoro și malatia profesională. În cazul unui infortuniu sub lavoro sau boală profesională, are postul de muncă poate fi... Un moment... Deci, pe mine mă interesa mai mult plata, că aici era discuția. Deci, prestațiune, într-adevăr, INAIL-ul plătește tot, dar angajatorul trebuie să denunțe accidentul de muncă sau boala profesională în timpul următor, în 24 de ore, telegrafic pentru cei mortali, sper că nu este necesar în cazul nimănui, în 2 zile, în cazul de... certificat de infortuniu sau malatie. Alo, bună seara! Bună seara, Giulianu, de la Roma. Vreau cu domnul Radu Nicolae. Cu mine sunteți, spuneți, doamnă. Bună seara! Da, mă rugăminte la dumneavoastră, ca să ne auzim bine, vă rog frumos să dați sunetul la televizor, să-l închideți și să vorbim numai la telefon. Bună seara! Ilie, de la Roma, vreau să vă întreb, am făcut... Sunt Ilie de la Roma. Da, am înțeles. Am făcut 67 de ani în septembrie, pe 9. Am 37 de ani de muncă în România și 5 ani în Italia. Da. Ce vreau să vă spun? Eu vreau să ies la pensie aici, în Italia, cu anii de am contribuit aici. Bineînțeles.
trebuie să vă aduc din România ceva? Trebuie să aduci, deci, ca să, Ilie, ca să ieși la pensie în Italia, tu trebuie să ai un minim de 20 de ani de muncă, ceea ce tu nu-l ai. Atunci, păi nu am decât 5 ani. Perfect. Atunci statul italian îți dă posibilitatea, asta înseamnă comunitatea europeană, deci doamna care vrea să-și retragă mai devreme contribuțiile. Da, da, înțeles. Îți dă posibilitatea să aduci din România anii care îți lipsesc. Deci, să spunem în cazul tău, alți 15 ani. Dar atenție, Ilie, acești ani sunt figurativi, deci sunt adăugați lângă cei 5 ca număr, nu ca plată. Deci fiecare stat își va plăti partea lui de pensie. Deci România își plătește pensia care o are în baza contribuțiilor care le-a învățat. Eu sunt la pensie, nu? Da. Și Italia îți va plăti pensia pe cei 5 ani care ai lucrat tu, în baza contribuțiilor învățate în cei 5 ani lucrați în Italia. Ai înțeles? Am înțeles. Deci trebuie să aduc decizia de pensionare din România. Bineînțeles. Am înțeles, vă mulțumesc. Numai bine, domnul Ilie. Da. Deci peste 7 luni. 6, 7 luni, nu? Puteți deja să mergeți la un patronat să vă interesați ce vă trebuie și cum vă trebuie, da? Vă mulțumesc, o tare bună! Numai bine, o tare bună, să fiți! Încerc să mă și blochez din când în când, de ce? Pentru că eu încerc să vă citesc, dar în același timp băut telefonul în regie și știu că dacă încep trebuie să mă opresc pentru că am un alt telefon în direct imediat. Ceea ce se întâmplă și acum, de fapt, se va întâmpla de câte moment. Vreau să vă mai spun lucruri importante, dar vedeți dumneavoastră, faptul că răspund la telefon mă face să-mi pierd șirul și nu mai știu ce să vă spun. Unde am rămas și ce trebuie să vă spun. Legat de TFR-ul de la Badante, dumneavoastră aveți dreptul. Odată la an, dacă nu l-aveți în bustapaga, să-l cereți anticipat, în măsură de 70%. Deci, specifica clar, angajatorii au dreptul, la cererea muncitorului, au dreptul, odată pe an, să anticipe TFR-ul, maxim 70% din cel maturat. Avem un telefon în linie? Da. Bună seara, cum vă numiți? Bună seara, mă numesc Maria, sunt din provincia de Frosinone. Spuneți, doamna Maria. Am fost căsătorită aici în Italia și soțul mort. Acum am ieșit la pensie prin pensii de urmaș. Eu, dacă mă duc în România, pensia asta pot să iau și în România? Păi dumneavoastră ați fost căsătorită legal, nu? Da, da. Atunci nimeni nu poate să vă ia pensia din mână, e dreptul dumneavoastră. Câștigat. Pentru că eu am mai vorbit cu cineva și mi-a spus că nu, că e valabil atât aici în Italia, că stau. După aceea, dacă mă duc în România, că eu vreau să mă retrag în România, că sunt... Deci, n-aș vrea să greșesc, că de pensia de urmaș, eu sincer m-am ocupat prea puțin, dar mi se pare absurd, de o singură pensie, dacă putem să o numim pensie, de fapt e un ajutor social, e pensia socială, care, într-adevăr, dacă se părăsește Italia, se pierde. Dar eu n-am auzit de pensia de urmaș să se piardă. Am să mă interesez, mâine primul lucru care o să-l spun la emisiune va fi acesta, pensia de... Bine, mulțumesc frumos, o seară bună. Numai bine să rămână, doamna Maria. Pensia de urmaș, dacă se pierde, cu întoarcerea în România. Din păcate, nu putem să le știm pe toate. Vedeți, noastră, eu și așa am învățat niște contracte, cât uși de cât pe din afară. Devine de rău, contractul badantelui, cum v-am spus, nu prezintă atât de multe pagini, are doar 38. Dar să știți că logistică, transportul are 400 de pagini, 402 pagini. Sunt lucruri care oricum trebuie să le ai în față pentru a da răspunsul cuiva. N-ai cum să le memorezi pe toate. Deci pensia de urmaș care nu trebuie să uit. Am auzit din nou telefonul în regie. Bănuiesc că mai avem pe cineva în legătură directă. Bună seara, cum vă numiți? Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Sunt Elena de la Milano. Spuneți, Elena Stoian. Spuneți, doamna Elena. Am și o întrebare. Vă rog. Am o problemă și eu cu un contract de muncă. Și caut un avocat român.
Știți cumva vreun avocat, avocată la Milano, aici? Eu, sincer să fiu, nu vreau să fac publicitate niciunui avocat român și nu numai avocat român, indiferent de ce avocat e. Nu mi se pare corect. Deci vreau să mă înțelegeți, nu vreau să vă supărați pe mine. Dacă nu, vă pot spune la dumneavoastră un pic... La Milano este de ajuns să mergeți la Consulatul României și aveți afișat la intrare toți avocații români care există în Lombardia, Milano-Lombardia. Am o problemă, că am lucrat 12 ani de zile și nu mi-au vărsat contribuții. Contract de muncă mi-au făcut, dar în schimb nu mi-au plătit contributele către stat. Deci asta, într-adevăr, aveți nevoie absolut de un jus laborist, un avocat care se ocupă de muncă. Am fost aici la sindicate, am luat un avocat, dar tot mă duce de astea mâine, acum nu s-a prezentat, nu a primit lettera aia care o trimis avocata, patronul. Deci acolo tot văd că am nevoie de doi martori, dar de ce? Că eu deja am contractul de muncă. Știți ce se întâmplă aici? Avocatul știe ce are de făcut. Nu este de competența mea, nu vreau să intru în discuție pentru că n-aș vrea să greșesc și să fiu acuzat că am spus ceva ce nu e adevărat. Deci nu vreau să mă pronunț în cazul dumneavoastră, cred că mă înțelegeți. Deci la consulat, dacă mă duc la consulat la Milano... Ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră este neapărat un avocat bun, de ce? Pentru că se poate recupera, când e vorba de contribuții, dacă nu mă șer chiar 10 ani pe contribuții, 10 ani, 5 ani pe restul, dar este necesar să vedeți dacă familia respectivă are ceva. În fine, avocatul știe ce are de făcut, nu intru în amănunte. Problema e că nu mi-au plătit nici deferul, nu mi-au plătit nici concediile, nu mi-au plătit mai multe. Deci, în primul rând, dumneavoastră știți care e procedura. Trebuie să găsiți un consulent de muncă care să vă facă niște contegii, așa se numesc, și după aceea cu aceste contegii la un avocat care să știe ce are de cerut. Dar bănuiesc, din câte mi-a spus, că deja ați făcut aceste lucruri. Da, am nevoie de noi martori. Martorii sunt principali, fără martori e dificil să câștigați. Uh-huh. Vă mulțumesc mult, o seară bună. La fel și dumneavoastră, numai bine, sănătate. Sunt curios, deci de la ora 7 am ajuns la ora 9 de telefoane permanente, un număr destul de important de vizualizări. Sunt mulțumit, dar aș vrea să vă rog un lucru. Dați-mi și mie, vă rog frumos, îmi cer permisiunea de 10 minute de pauză, sper că în regie mă aude, după următorul telefon, dacă nu mă înșel. Alo, bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Mârgoci Tudorița. Tudorița, da, spuneți. Am una problemă, anche eu. Am 67 de ani, am lucrat cu contract, un an de zile nu mi-a plătit contributele, adesso... Cât timp ați lucrat cu contract? Doamna Tudorița. Una pensiune. Doamna Tudorița, cât timp ați lucrat cu contract? Nu mi-a spus. 6 ani. Da? Un an nu vi s-a plătit, am înțeles? Contributele nu mi s-a plătit, m-a găsit la CAS că nu sunt plătite contributele. Deci probabil că este vorba de ultimul an, nu? Nu, din 2016. 2016. Dumneavoastră aveți și o problemă, problema vârstei, pentru că mai aveți puțin și ieșiți la pensie. Asta vroiam. Deci nu știu dacă merită să mai faceți ceva. Chit că ar fi, este logic să faceți o cauză, dar pentru un an de zile durează foarte mult și... Nu vreau o cauză, nu vreau nimic, vreau... Păi dar altcumva n-aveți cum să recuperați. Am fost la CAF și mi-a zis, vorbesc în românește... Da, bineînțeles, vorbiți în românește, toți vorbim. Da. Mi-a zis la CAF că să fac o pensie socială. Da,
Dar atenție cu pensia socială. Pensia socială înseamnă exact ceea ce a spus mai devreme. Dacă dumneavoastră părăsiți teritoriul Italiei și vă întoarceți în România... Nu părăsesc rămâneți aici. Italiano, perché nora mea e malata di un cancro. Atunci puteți să faceți pensia socială și rămâneți aici, dacă nu ajungeți la... Nu îndepliniți condițiile la pentru România asta. La România n-ajung, că am probleme. Băiatul meu... Dacă nu mă înșel, pensia socială în acest an e în jur la 560, dacă nu mă înșel. Da. Nora mea e malată de un cancru, nepoata mea are 21 de ani și nu găsește de muncă, muncește numai băiatul meu, ficiorul. Adesso la România nu mai am pe niciunul. Bine, doamna Tudoriță, haideți să dăm posibilitatea și altora să vorbească, v-am înțeles, rămâneți aici, veți avea posibilitatea să luați o pensie socială, da? Numai bine, bună seara. Mai încerc să răspund și câteva mesaje pe pagina Romi TV. Vă rog să-mi spuneți dacă sunt invalidă cu 80% și plec în țară, această invaliditate mi este recunoscută și în România, logic. Nu înseamnă că dacă plecați în țară, invaliditatea dispare. Este și situația mea în ceea ce aveți dumneavoastră și situația mea. Un moment. Pe ce canal se vede Romit în Padova? Nu se vede, urmăriți-ne doar pe pagina de Facebook. Dacă ai pensie de urmaș, nu poți să stai mai mult de 3 luni pe an în altă parte. Vedeți, răspunsul deja a venit de la doamna Mariana Boncan. Eu v-am spus de la început, cât privește pensia de urmaș, nu mă pot pronunța pentru că nu am avut prea mult de... Nu m-a interesat efectiv prea mult și Nelu Velico îi mulțumesc pentru mesaj, doamna Eugenie Lungu îi mulțumesc pentru mesaj, Doina Apostolescu aveți dreptate, Doina Apostolescu mai spune și de contract dacă nu l-ați avut, Marinela Mari, ne auzim în privat. Mulțumim doamnei Didina Botușan, Doina Apostolescu la fel, guvernat Viorica la fel, Viorica Viola Sobo la fel. Bună seara, avem un telefon în direct. Alo? Da. Cum vă numiți? Murgoci. Dora. Doamna Dora, spuneți. Nu m-ați ascultat până la capăt. Am 40 de ani de văd vie. Cred că am 16 ani de când lucrez în Italia. Pentru a ajuta familia. Bănuiesc că se poate un ajutor social. Da. Și v-am spus că nu există problema asta. V-am dat răspunsul. Da, eu vă mulțumesc mult. Singura problemă care e la ajutorul social, și vă repet, să rămâneți în Italia. Atât. Dumneavoastră a spus că nu plecați. Fiindcă nu pot pleca în România... Am familia aici. Tocmai, atunci nu vă preocupați. Malata de un cancro. Păi nu-i să dă nimica, un ajutor, nimic, nici luficior, nici lunormea, nici la nimeni, la nimeni. De ce nu se poate așa ceva? Trebuie un ajutor și pentru ei. Numai băiatul meu lucrează atâta. Încolo se moare de foame. Se plătește asfitul. Nu are din ce să plătească. Vedeți, doamna Dora, este exact discuția care am făcut-o mai devreme, referitor la faptul că sunt și alte categorii de muncă care în această perioadă au rămas fără muncă, chiar dacă statul italian, pe VCM-urile care le-a dat domnul prim-ministru Conte, trebuiau să dea niște ajutoare. La unii au ajuns, la unii încă nu au ajuns. Nu au ajuns, băiatul meu a făcut și i-a respins tot. De ce i-a respins tot? De ce? Nu pot să-mi dau seama de ce. Trebuie să muncesc eu ca să pot să-i îndrețim pe ei. Am 67 de ani. Nu se poate așa ceva. Sunt disperat. Sunt operată la coloană și muncesc la o vadă, o ridic în fiecare zi. Nu se poate așa ceva. Trebuie ajutat persoanele astea, că sunt tineri. Nora are 38 de ani și mă lată din cancer la Lviso. Nu se poate, suntem distruși toți. Doamna Dora, eu sunt alături de dumneavoastră și vă înțeleg situația, pentru că sunt, din păcate, să știți că nu sunteți singura, sunt foarte mulți cetățeni români care nu spun că au pierdut locul de muncă, pentru că în ziua de azi
Băiatul meu lucrează la un hotel. Când lucrează, când nu lucrează. Păi asta vrea, aici vrea să ajung. Casa Integrațione la unii a fost plătită, la unii n-a fost plătită. Nu, l-a respins tot, absolut tot. De ce? Din păcate, e situația care este, doamna Dora. Nu e că cineva n-ar vrea să lucreze. Să nu credeți că cel care, proprietarul hotelului, ar vrea să-l închidă. Este situația care este în toată lumea, nu numai în Italia. Vedeți, uitați-vă la țările din jurul Italiei în acest moment, Franța, Spania, care au început să aibă probleme foarte mari. Încă de bine de rău faptul că noi în Italia am respectat, și aici sunt mulțumit de comunitatea românească care a fost în totalitate exemplară, au respectat toate măsurile impuse. Să știți că e un lucru important și un lucru bun pentru toți, că probabil vom reuși să ieșim din această pandemie, din această mizerie. Încercăm eu de dumneavoastră ce să vă spun? De euro la apito. Ce mai mănâncă? Doamna Dora, eu sunt alături de dumneavoastră pentru un simplu motiv. Este extraordinar și vă apreciez în mod deosebit, ținând cont de faptul că la 67 de ani vă sacrificați pentru familia dumneavoastră. Pentru familie, că numai pe el a rămas de 5 ani fără tată. Și trage într-una, nu m-am căsătorit, n-am luat niciun bărbat ca să fiu alături de familia lui. Nu se poate așa ceva. Am venit aici ca să ne câștigăm o pâine și trăim mai bine. Să-l ajut ca să pot să fie. Haideți, doamna Dora, vă rog frumos să vă calmați un pic și să sperăm într-o schimbare în bine în perioada care urmează, da? Să fie Dumnezeu și mai cu Domnului. Vă pup și vă îmbrățișez, ținând cont de faptul că, într-adevăr, sunteți o persoană deosebită. Meritați tot respectul nostru. Vă mulțumesc frumos, o seară bună. O seară bună. Rog regia să, dacă este posibil, Emanuele, una piccola pausa, almeno 10 minuti, per motivi. Allora prendiamo l'ultima, due telefonate. Allo? Am vorbit ca din Eurem Direct și vreau să-i spui lui domnul Radu. Sunt aici. Doamna respectivă care a vorbit înaintea mea. Să se adreseze la autorități de unde face parte. Nu se poate să nu-i facă nimeni în ajutor social la băiat sau la asta. Cum vă numiți? Niculina sunt, Dirimia, de la Santa Marinela. Pentru că trebuie să știe unde să adreseze. Niculina, ai dreptate, dar vezi tu, acestea sunt situații limite. Situația limită o trăim toți în acest moment, peste tot în lume. Sunt problemele care sunt. La un moment dat nu știi unde să te duci. Nu poți să te... Păi asta e problema, pentru că românii trebuie să știi că în fiecare localitate... Doamna Niculina, o rugăminte la dumneavoastră. Dacă vreți să vorbim, opriți sunetul televizorului și vorbiți cu mine numai la telefon. Acum lucrez. Pentru că, de exemplu, dacă se duce la primărie din localitate, nu se poate să fie, pentru că și italieni sunt oameni care ajută românii. Dar trebuie să știi unde trebuie să adreseze. În fapt, au fost niște bonusuri date pentru persoane cu disagiu social, destul de cu mari disagii sociale, dar perioada s-a terminat, doamna Niculina, deci erau pe perioada de pandemie, până luna iunie au fost. Da, dar sunt și alte posibilități de ajutor. Sunt și alte posibilități, vă spun sigur, pentru că eu am fost într-o discuție cu personalități de aici unde lucrez eu din Sardier, așa, și mi-a spus, domnule, nu se poate noi cu orice problemă ajutăm românii. Asta e problema. Ceea ce am vorbit în această seară cu... Chiar mi-a fost milă de doamna dinainte, pentru că... E bine, e un sacrificiu enorm, deci dânsa la 67 de ani poate să stea liniștită, să se gândească la pensionare, să-și vadă de treaba ei, dar ea continuă să lucreze, să încerce să dea o mână de ajutor familiei fiului ei. Da, dar uite,
scrivesc, nu știi, domnul Radu, nu știi unde să adreseze, și mulți, mulți nu știu unde să adreseze pentru drepturile lor. Probabil aici vina nu e al doamnei, probabil nu dau vina pe nimeni, dar cred că fiul dânsei ar trebui să fie cel în măsură. Normal că trebuie să fie de unde. Doamna Niculina, haideți să facem un lucru frumos. Hai să nu judecăm pe nimeni în această seară. Nu, dar nu judec. Nu, dar vreau să-i dăm o mână de ajutor să ducă. Pentru că dacă nu ești încurajat, nu se duce. Asta e, da. Trebuie un pic împins de la spate, aveți dreptate. Așa este. O seară bună. Toate cele bune. Ați făcut o emisiune de nata 20. Bine, numai bine să rămână. S-a mulțumesc frumos. Să auzim de bine, numai bine. La fel și noi asta. Ultimul telefon în această seară. Mi s-a spus că ar mai fi unul, dacă nu mă înșel. Urmează să vină. Deci astăzi am făcut un tur de forță, ținând cont că am o oră jumătate în timpul prânzului, în această seară. Eu sunt plecat de la Piacența de la azi dimineață de la 4:30 și să știți că nu mi-a fost ușor, dar am făcut-o cu plăcere. De ce? Pentru telefoanele dumneavoastră. Ca și telefonul care îl avem acum. Alo, bună seara! Bună seara! Din Austria, doamna Niculina, nu? Nu, Grigore Tudora. A, doamna Grigore, mă uitam pe ecran. Spuneți, doamna Tudora. Eu am lucrat 7 ani cu carte de muncă în Italia. Perfect. Acum am 62 de ani. Eu, în momentul actual, lucrez și trăiesc în Austria. În România deja am ieșit la o mică pensie pentru ani, am 26 de ani lucrat în România. Vreau să știu dacă am dreptul să mai ies la pensie și în Italia pentru anii care i-am lucrat acolo și cum trebuie să procedez și când. Ce vârstă aveți, doamna Tudorin? 62 de ani am împlinit în iulie. Deocamdată sunteți un pic cam tânără. Dar veți avea posibilitatea să ieșiți la pensie. De ce? Dumneavoastră, tot ce ați lucrat în străinătate, 7 ani în Italia, ceea ce lucrați în Austria în acest moment, se cumulează. Da. Fiecare țară vă va plăti o pensie egală cu valoarea contribuțiilor care dumneavoastră le-ați vărsat în statul respectiv. Deci nu trebuie să vă gândiți că ați pierdut cei 7 ani de Italia, da? Bun. Dar asta când? La 65 de ani? Dar atenție, atenție! Fiecare stat plătește la vârsta de pensionare care este în statul respectiv în acest moment. În Italia 67 de ani în Italia, în Austria nu știu cât e. 67? Da. Deci și la știam că pentru bărbații 67 și pentru femei 67, 10 și 10 luni. Deci 67 și 10 luni când voi? Pentru bărbați. Așa. Și pentru femei? 67 și 3 luni, dacă nu mă înșel, spus azi dimineață, mi-a spus doamna de la București. Deci nu este 65. Eu știam ceva de 65. 65, dacă nu mă înșel, în România. Nu, în România deja sunt la pensie. Eu în România nu mă pricep, nu cunosc nimic, trăiesc aici de prea mult timp și nu știu. Nu, deci în Italia... 65 nu este... 67. Nu, 65 nu este în Italia. Există doar 3 posibilități de pensie. Pensia, opțiune dona, care oricum, eu nu, exact cum a spus mai devreme... Am auzit. Da, așa? Există posibilitatea anilor cumulați depășind 41 de ani și 10 luni. 41 și 10 luni. Să ieșiți la pensie indiferent de vârstă, deci nu contează vârsta, dar ca să aveți 41 de ani de muncă, nu cred că dumneavoastră îi aveți și trebuie să fie ani curați, fără grupă, dacă dumneavoastră ați avut acel... Nu am grupă. Așa. Deci, în situația dumneavoastră rămâne exact ceea ce am spus mai devreme. Și... Oricum, nu trebuie să vă speriați, aveți posibilitatea de a lua 3 pensii, România, Italia și Austria. Într-un fapt, sunteți norocoase. Știu, dar mai este foarte mult, deci 67 de ani și 3 luni. Da, din păcate, aceasta este vârsta de pensionare în Italia. Nu știu în Austria care e, dar bănuiesc că... În Austria este 62.
Vedeți, sunteți fericită în Austria tot. Ați făcut bine că v-ați mutat acolo atunci. Sigur că da, mai am de așteptat 5 ani pentru Italia. Ei, nu-i nicio problemă, nu suntem pierduți. Da, vă mulțumesc frumos și o seară bună. Numai bine, să rămână. La revedere, sănătate. Mulțumit că suntem urmăriți și din Austria, deci în seara asta am avut un pic de telefoane, discutat un pic despre problemele noastre, probabil că mai continuăm să discutăm despre problemele noastre. Din studio mi-au adus ceva să citesc, nu am reușit să văd prea bine ce scria, oricum merg înainte cât mai pot și telefonul a murit, deci nici măcar nu mai reușesc să vă citesc mesajele. Dacă mai avem un telefon în linie, regia? Regia, si può fare una pausa almeno per 10 minuti? Grazie. Deci, haideți să facem în felul următor, o pauză de 10 minute, îmi permite să beau și un par de apă, să-mi umplu un par de apă și revenim.